eu am să povestesc din prisma copilului, da? Așa. Da. Ce, cum am simțit eu deportarea? Da. Ca și copil. Da. Da? Da. Și pe urmă, dacă vreți să mai puneți întrebări și asta, vedeți, acum noi poate ne repetăm așa, că ce spunea doamna și asta, adică sunt aceleași lucruri, poate și alți interlocutori au povestit aceleași lucruri, dumneavoastră selectați pe urmă, asta e treaba dumneavoastră cum... Da. Că nu știu ce au spus ceilalți și... Trecut cerere la CNSAS. Da. Și de la CNSAS am primit aceste documente, aceste copii. Prima treabă, vedeți, aici este un proces verbal, da, așa, în care spune ce documente mi s-au predat mie. Așa, da, așa știi. Și aici cotă dosarul penal. Vedeți, asta e de dosarul, deci arestare și deportare a avut o formă penală. Filele 2, 3, 4, 5, 4, 4, 2, 4, 9, așa. Și după aceea dosarul domiciliu obligatoriu. Asta este integral cu 10 bani. Da, să ne cu evoluți, da. Da. Dar în primul rând să ne spuneți și numele și data la care v-ați născut și apoi celelalte. Deci, Sârbu și Valeriu, anul nașterii 1936, 14 octombrie, localitatea de naștere Catranic, actualul raion Fălești din Republica Moldova. Da. Am vrea să începem exact cu când v-ați născut, cum vă numiți, da, să avem tot înregistrat. Ca să nu se întunece. Exact. Bun, pe atunci o să vă rog... Hai să mai zic eu ceva, că o să nu mă spus prea mult, că eu nu mă recunosc în obiectiv, să știi. Păi eu o să vă rog așa, de să începeți fiecare să povestiți partea respectivă, nu? Și să treacă, mă rog, de la unul la altul, pentru perioada. O să începem cu domnul Galați, pentru că tot a venit primul. A venit primul, da, exact. A venit primul, da, trebuie să începem, că e fiul mai bătrân. Ei, nu-i nimic acolo. Mă fac interesant. Da, da. Nu, că e mai tânăr, să tragă în drumul, că e mai tânăr. Da, 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 da. Bun, și atunci să începeți prin a ne povesti, da, despre familie, origine. Da. Nu știu în ce măsură memoria poate fi o formă de justiție. Mă tem ca toate eforturile voastre să fie inutile. Fiindcă drame sau tragedii istorice au fost și înaintea celor comuniste și probabil vor fi și după asta. Eu pot să-mi aduc aminte așa, că mi-a fost foame și mi-a fost frig. Dar vă spun că a fost foarte greu. Perioada aceea n-am să uit și nimeni nu o să uite niciodată. Pentru că
copilăria noastră am fost obligați să muncim muncă sinică, prin călduri, prin friguri, prin ploi, prin diferite situații. Cred că pentru mine totul are importanță. N-aș șterge nimic. Tot rămâne istorie în suflet acolo. Nu povestesc cu regret, cu ură. Așa a fost să fie. Cei tineri ar trebui să creadă în cele spuse de noi, să nu-și închipuie că fabulăm. Poate a fost mult mai greu decât exprimăm noi în cuvinte. Și atunci mă întreb, memoria, ce sens mai are? Bine mie, te vei pune în libertate. Unde te duci? Da. Ați văzut că acolo spune că nu în zona de frontieră, n-am mai voie să ne duci. Nu la București, nu la așa. Dar nu ne mai trecă nimic de banal. Bine, las că te legat, te legat așa. Deci, unde te duci? Așa. Eram un fel de cetățeni suspendați. Așa, da. Unde te duci? E o problemă. Satul a rezistat până încă vreo 3 ani, până în 59-60. Rămăseseră încă vreo 10-12 familii acolo, printre care și părinții mei au rămas acolo. Regret că nu mai există satul Dropia. M-aș fi dus cu mare drag la căsuța aceea de chirpici, la grădina aceea frumoasă pe care au reușit să o facă în 5 ani. Și în momentul când s-au eliberat, li s-a spus că a fost o greșeală politică, nu li s-a dat absolut nimic decât și-au primit buletinele înapoi cu acest D.O. Zic, Raia, spune Raia, unde-s banii că am fost la canal? Unde? Sunt dei. Și ce? O trimis un plic așa, era încă cuscru, tăia la vie cu dorul, așa un plic mare, zic, oare și Dumnezeu mai ieși în plicul ăsta. Când încolo, și mamă, ia matalea asta de la minister, ai dracului, zic, aici, de asta ne-o trimis, e mie, e eroină. Păi cum eroină? Am muncit de mamă rupt și dumneatale îmi spui că unde-s banii? Nu, nimic. Și am vrut să o rup și o luat-o Raia cu dor, nu m-o lăsat, o luat-o la calare, așa un plic cu... De, și mi-ajută mie și mă încălzește. Noi am fost parașutați cam în zona asta, în lanul de Criucop. Cum a fost când s-a dărâmat? Ați văzut? Mai erați pe aici? Am văzut când s-a dărâmat. S-a dărâmat câte una, că oamenii au plecat, da? După 5 ani au plecat și casele, dacă nu mai locuia nimeni în ele, s-au deteriorat. A plouat, a nins, fiind construite din chirpici, toate s-au dărâmat. Și pe urmă au venit cu un buldozer, cu ceva? Au venit cu buldozerul și au redat acest loc agriculturii. Cui aparține locul în momentul de față, dar aici au cultivat râu, am mai fost într-un an aici, m-am uitat chiar.